Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Un nou episod de Clash Royale în care vă anunț că fix în momentul ăsta, fix acum când tu vezi episodul ăsta, îs live pe StreamCraft cu Clash Royale. Fix în momentul ăsta, acum în ea. Hai și tu pe StreamCraft. Ai detaliile în descriere. Plus, o să încercăm să pușăm spre Challenger Mama Naibii. Plus, în episodul ăsta avem din nou ofertă. Niciodată nu am dat gen Epic Chest de vreo 3 ori pe shop în vreo 2 săptămâni, ceea ce într-un fel e bine, într-un fel e rău. De obicei îmi dă chestii nașpa din el, dar aia e partea a doua. Bun. Avem un Silvereanu, un Friuliano, War-ul e gata în roller 6 minute, deci bă, nu ies că o să prind și eu următorul War, că în ăsta nu știu cum o da băieții start la War și n-ar să intru. Iau locul 1, bun, măcar nu iau locul 1 băieții sau au șansă. În fine, cam asta ar fi ideea. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să plăziți și pe butonul de like-ul. La 1500 de like-uri, suntem super mega forță. Și din nou, foarte important, sunt live acum cu Clash. Hai da. Să cerem porcurile. Dar eu filmez? Hai că și filmez. E bun. Facem un episod așa mai scurt, ales ca să putem începe live-ul pe StreamCraft. Din nou, StreamCraft. Bombă la cur și Wizard, ok. Play 1v1, bun. Asta o să-l facem azi și asta. Dai de aici ceva corect? Ai un porc. Bine și asta. Lasă acum morți și Teslones. Nu cine știe ce. Dar este ok. Nu știu dacă merită să dau 10.000. Dar o să dau 10.000 pentru că oricum am niște bănici aici și a strânși. Și poate reușesc să prind și eu niște epice din decul meu. Sau din decul secundar. Am decul secundar ceva epică. Dacă tot. Am numai poison, nu am. Și P.K. Uite P.K. dacă mi-ar dar fiul la nau. Eu nu prea cred. 10.000 de biștarles, merită sau nu, să vedem. Mustăciosul. Nu e trenenia. Baby Dragon, e ok, dar e numai 1, și adică 1, 10.000. Am scump Baby Dragon, scui pe Quartz sau ce dracu. Guards, meh. Cel mai scump Baby Dragon din istoria Clash Royale, 10.000. Okay. Clone, frate, cine dracu joacă la clone? Ok. Salutare, salutare! Hai să vedem ce facem în arena. Să fie decupus corect. Și battle! Battle pe Ionel. Hadi. Ia uzi. Cu ce se joacă oare Hadi? Poate o să facem și un classic challenge. Pe StreamCraft, pe Liveu. Dar încă nu sigur. Rupel. Bun. O să dea oricum vreo două bucăți minim. Că n-ai pe rage-uri și alte alea. Vine alta și tu valia. Dacă dau și un pic de damage la nou. Până aici e bine. La fix. Super la nou. Noroc că eu pus pe fraierii ăștia înainte. Oricum are un deck din la maxim de cancherozaur din câte văd. Ceea ce o să fie un pic trist. Dar ce să faci? Ai ce să faci? Ai ce să faci? N-ai. Te joci așa sau te lași de Clash Royale? Unul din doi e trei. Scarmi? Trebuie să aibă scarmi. Valkyria, uite, mai rău decât... Mă forțează să-l folosesc pe ăsta și ăsta o să moară, pentru că ciorile dau din doaie. Și ăsta n-a până aplaudă să nebunesc. Cum ziceam. L-o zdrobăli pe Sândel. A, și nu mai pot să bag acum goblinii acolo, gen să-i scot ăla din spate. Nu, dar în tower de rog, bun, perfect. Mamă, dar să zici că e mitralieră pe ei. Mamă, și are Elite Canker cu Rage, fratii mei. Și acum el are Elite Canker în mână plus Giant-ul. Ceea ce înseamnă că o să fie pe Pârleozaur. Plus șorile. No, nu-i bine ce se împlântă. Nu știu cum le fac eu counter, la ratați acum. Să fie oare variantă să pun goblin să tank. Teoretic n-are elixir, teoretic. Și bowler în deck-ul ăsta, bă, ce deck-ul ăsta, fratele meu. Adică, ok, am înțeles, ai elite cancer-uri, ai aia, dar și bowler, mă? Dar și aia, dar și aia altă. Cam multe chestii care sunt. Și o ligherie în nos.
Rupem spatele la Banaos. Are Vizardul. Cred că Poison o să-l spărgă durgulească. Mamă, dacă te ia și în taur și era la mea. N-am de ales. Mamă, și ăsta de după Valkyrie prostamolo. Doamne feri. Dar ia asta în taur. Nu știu dacă ți-o observa că mergea spre taur. Și am zis, bă, totuși. Calmează țățile. Trebuie un pic de damage de la graveyard dacă nu am belit-o aici. Rău de tot. Și așa cred că am belit-o. Bun. E gravă treaba, e gravă rău. E foarte, foarte gravă treaba. Mamă, 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 mamă. Mamă. Pătrăulea stai, mamă, ce e acolo? Frățioare, am pierdut. Sincer, nici nu știu cu ce-o dat damage acolo, nici n-am observat. Deck-uri din astea, what? Summer update, sneak peek, individual episode, summer update, Isamosir, Snowboss and Fox. What? Aoleu, mă bagă pe de-astea. Dar din pace, nene. Cred că mă pot uita așa acolo, dar văd că nu-i. Sunt mega curios cum va fi după update. Bă, ca și până acum. La fel de bârjales. Opa, balansa a dovit. Ia să vedem. Ce fac ăștia? Long Hill, Barbarian, bla bla bla, aia nu mă interesează. Jump Dash. A, la Mega Knight. De la 4 la 3.5. Ok, să zicem, ăsta e un mini nerf. Da, nu-i cine știe ce am crezut că se întâmplă ceva chestii mai importante. Am înțeles. Hai să mai dăm încă un Mechozaur. Probabil că o să pierdem acum multe, dar aia. Level 12. 16 și 34. Trebuie să mă grăbesc. Nu știu cum, dar trebuie să mă grăbesc. Să încep live-ul pe Streamcraft. Să apuc să-l fac și după aceea să mă la sală. Și voi mă întrebați, dar te uiți la mondial? Păi când să mai mânc acest? Sunt aproape live non-stop și aproape fac episoade non-stop. O să vin acasă pe la vreo 9, poate chiar mai târziu, până mănânc, până fac un dușam, până nu știu ce. Bun. Stăm Cilianu. Mie depinde de fapt și cât o să fac live-ul pe Streamcraft. Poate nu-l fac mai lung de, nu știu, 2 ore. Dacă merge Blanau, profit de moment. Rar prins momente bune în Clash să meargă Blanau. Pekka. Pekka și Poison, frate. Bă, o să-mi dai un counter mai mare de atâta. Hai zi-mi că ai și Lava Hound. Bun, o să fie mega problematică treaba. E super important ce bagă după asta, să nu bage zburătoare. Pot să dau cu goblinii un pic așa pe spate la doamna Pekka. Ok, graveyard versus graveyard. Machelare Pekka. Nu știu, tornada aia dacă a avut vreun rost acolo. Ok. O ieși bine. Problema e că Pekka aia e fenomenal de tare și în double elixir o să fie mega greu să o scot. Și mai ales o să vină gen Pekka, graveyard și încă ceva în spate la Pekka. Așa pe... Să vezi ce fain o să fie. Iarăși tornada. Ok, trebuie să-l folosesc pe solo vostru. O chestie asta dă extrem mult damage. Dacă o lasă să sară în tower. Deci nu e chiar cea mai bună idee să o lasă să sară în tower. Asta în cazul în care ești curios de HP-ul tower-ului. Dacă nu ești curios, atunci dă-i să pută. Poison-ul, counter total. Practic nu o să pot să joc niciodată graveyard-ul. Numai dacă dă el din greșeală sau ceva. Mare, mare problemă acolo. Că dă ăla din spate din doaie. Bun. Și acum dă el poison-ul și tot așa facem switch-uri de poison, practic. În cel mai bun caz scot egal, în cel mai rău caz pierd.
victorie n-am cum. Gen, e imposibil în situația asta să fac victorie. Pentru că are counter total pentru win condition-ul meu. El are șansă să facă win pentru că poate să facă win cu Pekka. Uite, aici trebuia să fac altceva. Trebuia să trimit Knight-ul plus Goblin pe partea asta. Și atunci aveam o șansă, gen, să iau tower-ul ăla. Ce trebuie să ții minte e să nu dau niciodată poison-ul. În afară de, nu, aici. Că dacă am dat poison, o singură dată, dacă îl dau aiurea, ofensiv, defensiv, oricum l-aș da, în afară de grevi, ar mi s-o dus. Și acum încercăm noi și bagă el poison-ul. Îl are? Opa. Uite că am pus niște damage. Dar nu unde a ajuns. Nu prea ai șanse să faci chestii când pici contra la decuri de genul. Care n-au oarecum tank cu graveyard și tu ai iar tank cu graveyard și el bagă un poison și tu bagi un poison și jucați așa la plezneală. Uite că am dat poison peste poison acolo. E ok, frate, măcar n-am pierdut și adică mai bine așa decât defeat. Bun, deci am un defeat, un egal, ar fi bine să fac și un win. Cât avem? 11 minute, ăsta e ultimul match. Și vă aștept pe Streamcraft, un live posibil mai lung, posibil mai scurt, în funcție cum merge treaba. Vă dați seama, dacă merge rău, n-are rost să încerc. Dar dacă merge blanau, stăm vreo 2, 3, 4 ore. Depinde cât și cum mă merge, cum am zis. Ok, știu deja ce deck are. Nu știu cum să joc. Bun, da, Goblin Gang-ul. Acum ar urma și uite ăsta. Ai, nu cred. Zincă de ăsta. Bun, mă. Aruncat-o, aruncat șmecher. Nu mă așteptam să-i arunce aici. Mă așteptam să-i arunce clasic. Pe mijloc. Și-o dat și mult damage cu chestia aia. Ia mă, să-l presăm, frate. Nu trebuie să aștept să am poison-ul, că bagă Goblin Gang în spate. Cum ziceam? Da, a fost greșeală aici. Nu m-a ajutat la nimic ce am făcut. Și poison-ul trebuia să-l dau mai aici ca să prind și aia, dar atunci nu mai prindeam aia și... Uite, vezi acum a dat pe centru. Și am fost obligat. Ce trebuia să fac din nou aici? Să pun fătărul cu înghețată pe Bagabanta de prințesă și pe Goblin Baron. E greu să joc contra la deck-ul ăsta, că el are fast cycle și am bunic cycle. O carte la o săptămână. Și nu pot să dau acum, sau aș putea să risc de fapt în graveyard. Să prind și prințesa acolo. Și-l bag iar Goblin Gang-ul, încă nu înțeles că eu dau poison acolo. Dar probabil că următoarea tură o să-l pun aici sau aici. Acum ar urma Goblin Gang-ul, barrel-ului. Cum ziceam. Ceea ce înseamnă că hau, l-am scos aproape perfect. Trebuia să-l dau un pic mai târziu decât l-am dat. Nu băga Inferno Tower-ul, l-o băga fumă. Ok, o să-i pun destul de mult damage acolo. Păcat că e Inferno Tower și nu rămâne asta în viață. A, uite că o schimbat acum manevra. Bun, perfect. Și l-am bătut. Și asta pentru că am avut cycle-ul... No, l-am gândit eu. Nu neapărat că am jucat eu mai bine. Dar am reușit să gândesc cycle-ul în așa fel încât să-i fac counter-ul lui la chestiile pe care le-a trimit el. Și tot timpul valorul pentru rahații ăștia. Blană. Un win, un defeat și un egal. 5 gang. E bine. 4070 și am put 4071 când am început, cred, sau ceva în genul. Mie nu că aș fi tare mulțumit de ce am făcut, da. Da, așa am avut. Aici am pierdut 27, am câștigat aici 29, deci da.
În fine, cam asta a fost episodul, fraților. Din nou, fix în momentul ăsta, live pe Streamcraft. Nu știu cât o să țin live-ul. Evident, minim o oră, maxim să zic 3-4, în funcție cum merge treaba pe Clash. Dacă merge pe Jales, ne oprim mai repede. Dacă merge pe la Nau, dăm cât o fi să fie. Maxim 4 ore, pentru că nu trebuie să mă duc la solo. De fapt, nici 4 ore, 4 ore n-am cum. Să încep la 5 și da. În fine, mersi fain de vizionare, să aveți o zi super faină. Forță maximă la 1500 like-uri. Vă aștept pe Streamcraft. Salutare! Au!